Asta e pizza din aia pe care o mănânci cu mult ketchup, așa, pizza cu ketchup. Am o rețetă pe Instagramul meu care are foarte multe aprecieri. Într-o seară, având un copil mic acasă, eu nu mai am timp să mai gătesc. Așa că am făcut un fel de pizza, să-i spun așa. Avem nevoie de pâine, salam, că aveți șuncă presată, că aveți mușchi, cașcaval. Eu am un pic și de gorgonzola aici, se și vede că e puțin uscată. Chiar este ceva ce mi-a rămas. Mozzarella, măsline, oregano. După ce am tăiat pâinea în două, punem un pic de ulei de măsline. Mutăm într-o tavă de cuptor. Putem să ne apucăm de joacă. Am niște cașcaval. Îl rup. Pun peste tot pe aici. Brânza, gorgonzola, la fel, o rup cu mâna și o pun peste tot. Șunca presată pe care vreau să o tai. Punem și mozzarella, care se va topi. Și intră la cuptor până se topește cașcavalul, că practic n-are ce să se gătească prea mult de aici. Cașcavalul trebuie să se topească, să arate totul bine, să zic un 5-10 minute, cam așa, la 200 de grade. Știi care este sunetul fericirii? Asta e sunetul fericirii. Doamne, cum arată! Cam asta e rețeta, poftă bună! Asta e pizza ketchup.